În seara zilei de 5 aprilie, la punctul de trecere a frontierei Siret, s-a prezentat pe sensul de intrare în țară un cetățean român de 24 de ani, domiciliat pe raza județului Suceava, conducând un autoturism. Existând suspiciuni că acesta transportă țigări de proveniență ucraineană, polițiștii de frontieră împreună cu lucrătorii vamali au efectuat un control amănunțit asupra autoturismului și persoanei în cauză. Astfel a fost descoperită ascunsă și nedeclarată, în saci de mălai și cutii de suc, în vederea sustragerii de la controlul Vamal, cantitatea de 248 de pachete de țigări de diferite mărci de proveniență ucraineană. Țigările în valoare de 302 lei au fost ridicate în vederea confiscării, iar șoferul a fost sancționat contravențional cu amendă de 5.000 de lei. În aceeași zi s-a prezentat pe sensul de intrare în țară un cetățean ucrainean de 23 de ani. În baza unei analize de risc, polițiștii de frontieră împreună cu lucrătorii Vamal au efectuat un control amănunțit asupra autoturismului și persoanei. Astfel a fost descoperit descoperită ascunsă într-un loc special amenajat între roțile din spate ale autoturismului, cantitatea de 290 de pachete de țigări de proveniență ucraineană. Țigările în valoare de 365 de lei au fost ridicate în vederea confiscării, iar șoferul a fost sancționat contravențional cu o amendă de 6.000 de lei. Totodată autoturismul a fost indisponibilizat în vederea confiscării, întrucât avea locaș special amenajat pentru transportul țigărilor. Față de cetățeanul ucrainean s-a luat măsura interzicerii intrării în România pe o perioadă de 5 ani, începând cu data de 5 aprilie.